Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou video cu Cristiano Ronaldo Junior. E bine, suntem pe final de sezon. Astăzi avem patru meciuri foarte importante. Vom avea returul cu City în semifinala de Champions League. 0-0 a fost în tur, așadar avem șanse mari de a merge în finala Champions League. Vom avea două meciuri de Premier League în deplasare foarte grele. Mergem la Brighton la numai 3 zile după semifinala de Champions League. După, la numai 2 zile, vom merge pe Emirates Stadium pentru a juca cu Arsenal. La numai 2 zile avem din nou meci și vom juca finala FA Cup din nou cu Man City. Așadar, 4 meciuri foarte dificile. Prima oară m-am gândit că ar fi bine să acoperim toate meciurile rămase până la finalul sezonului în acest episod, însă sper eu să ne calificăm în finală și sper eu să mai facem încă un episod cu ultimele două meciuri din Premier League și finala Champions League. Ne dăm drumul la treabă, ne așteaptă un episod foarte, foarte dificil, meciuri din 2 în 2 zile, din 2 în 3 zile, așadar trebuie să avem grijă mare la stamină. Trebuie să ne odihnim foarte mult. O să încerc să evoluez undeva la probabil o repriză în aceste prime meciuri. Dar acest meci cu Man City din Champions League probabil îl vom juca tot meciul. E un meci capital, un meci decisiv. Trebuie să ne calificăm în finala Champions League și vom încerca să ducem echipa în finala Champions League. Cu siguranță ne așteaptă un meci foarte, foarte dificil. A fost un meci greu, meciul tur cu Man City. Pe alocuri dominat de cei de la Man City, am avut și noi câteva ocazii, însă n-am reușit să finalizăm așa cum trebuie. Până la urmă, un rezultat onorabil, un rezultat care ne dă speranțe. 0-0, mergem pe Etihad și ne așteaptă un meci extrem, extrem de important. Da, a fost o luptă continuă în acest sezon cu Man City, după ce ne-am durat pe ei în campionat. În continuare suntem acolo în fața lor pe primul loc. Acum ne durăm cu ei pentru a merge în finala Champions League. În curând vom avea finala FA Cup, așadar un sezon care a fost plin de derbiuri de Manchester. Un sezon foarte, foarte dificil, un sezon pe care Cristiano Ronaldo Junior l-a dus foarte bine. Are cifre impresionante pentru acest prim sezon în tricoul celor de la Man United și poate fi un sezon perfect dacă vom termina cu toate cele 4 trofee acest sezon. Deja ne-am amantat primul trofeu, să vedem dacă reușim să mergem în finala Champions League. Cristiano Ronaldo, titular și el acolo în atac, așadar din nou împreună cei doi Ronaldo senior alături de Junior. Ce intrare aici la Zinchenko, ne aducem aminte în campionat, Zinchenko a luat roșu destul de repede după o intrare foarte urâtă la Junior. Acum începe din nou cu o intrare foarte urâtă, însă arbitrul a lăsat avantaj aici, n-a primit nici măcar galben, Zinchenko, la intrarea asta. Trece aici în bandă Zinchenko, întoarce pentru Gerard Moreno. Hai, Fred, tată, lasă bună pentru Grealish și să este offside. Deranjează de Gea. Bruno întoarce pentru Fred, Van de Beek. Ciudată decizia lui Ole la acest meci, nu joacă nici McTominay, nici Pogba, îl alege pe Fred și pe
A, ce bine pleacă aici Junior. Junior, haide, băi, ce intervenție are la port aici. A, mă, nu pot să cred. Ce bine a plecat acolo Junior. Însă la port se retrage pe linia porții și scoate acest primul șut. Ce ocazie. Junior. Haide, bă. Atent Ederson aici, prinde destul de ușor. Ce ocazie, minutul 10 era acolo, puteam deschide scorul. Ce pasă bună a dat și Cristiano Ronaldo, dar ce pasă bună aici pentru Gerard Moreno. Greșește însă pasa Gerard Moreno. Maguire, face aici pentru Varane, Fred, din nou Maguire, Mazraoui. Joacă aici pentru Junior, Bruno, 1-2 cu Junior. Generează Junior în bandă, ai concentrare. Ce a fost asta? A văzut o centrare șutată în fața porții. Probabil a ieșit vreo cărtiță acolo și am lovit mingea complet greșit. A, deja are galben Zinchenko. Înseamnă că a primit cartonaș galben după intrarea aia. Acea intrare urâtă. Hai să forțăm acum să-l eliminăm din nou pe Zinchenko. Ah, nu reușim aici să recuperăm. Din nou Zinchenko. Gerard Moreno. Grealish. Bernardo Silva. Lucăm pasa în sesare. Mingea la Gerard Moreno. Atent. Mazraoui recuperează. Maguire. Hai Maguire, fă ceva, tată. Face aici pentru De Gea. Varane. Primește Mazraoui. Trece acolo Junior și pasează pentru Bruno. Bruno greșește aici, recuperează de Bruyne și trimite o pasă excelentă pentru Sterling. Pleacă Sterling pe contră. Întoarce aici Sterling pentru Cancelo. Cancelo. În centru pentru Gerard Moreno, mai departe pentru Zinchenko. Scoate De Gea. Supărat aici Pep. A, Zinchenko 1 la 1 cu De Gea aici, reușește De Gea să respingă. Zinchenko, omul nostru aici, a venit foarte bine din linia a doua, era greu ca noi să ne ținem de el. 1-1 la ocazii, minutul 30, ocazie importantă și pentru Man City aici, după ce noi am ratat acea ocazie. Junior joacă aici pentru Bruno, trece Bruno și pasează pentru Mazraoui. Întoarce Mazraoui pentru Junior. Junior scoate Ederson, haide! Haide Bruno! Scoate Ederson aici, șutul lui Junior. La port. Fernandinho. Primește Bernardo între linii. Pasează la margine pentru Sterling. Foarte echilibrat meciul. O, ce pasă bună aici pentru Sterling, haide de reșitată, De Bruyne, Bernardo Silva, cred că e offside la Sterling, nu e offside, îl face la Joao Cancelo, blochează aici Varane și e corner. Foarte echilibrat meciul, trebuie să facem ceva, trebuie să facem diferența cumva. Joao Cancelo pentru De Bruyne. Trece De Bruyne aici. Sterling, zona centrală. Blochează și recuperează Maguire. Haide, haide Bruno. Pierde aici duelul la cap cu Fernandinho. Și e din nou atac. Scoate din nou De Gea. Finalizează aici Gerard Moreno cu dreptul de pe loc, practic. Dar ce bine s-a dus șutul, se întinde bine De Gea și scoate. Sterling. Primește Bernardo Silva aici, hai să-i trebuie de el, hai să... Da, Van de Beek. Nu, De Gea, cât pa ci să facă o gafă incredibilă. Reușim să plecăm până la urmă pe contră. Cristiano. Cristiano scoate la margine pentru Junior. Junior pentru Van de Beek. Haide, băi, Van de Beek.
0-0 pauză. În continuare, echilibru total în această partidă. Am avut o ocazie imensă, însă n-am reușit să marcăm. Trebuie să facem diferența în meciul ăsta. Trebuie să tragem echipa după noi în finală. N-avem voie să nu ne calificăm în finala Champions League. Primește Bruno, pasează aici pentru Junior, pleacă Cristiano. Cristiano retrimite la Junior. Ce ocazie! Ce ocazie! Poziție excelentă. Nu reușim să prindem poarta, nu reușim să prindem colțul lung aici. Ce bun a fost un duel între Cristiano și Junior. Mai bine îl lăsam pe Cristiano să finalizeze la faza asta. Cred eu că erau șanse mai mari să scrie Cristiano aici. Am fost prea... mi-am dorit prea mult să marchez în acest meci. Ce ocazie mare aici. De Bruyne pentru Joao Cancelo. Din nou De Bruyne. De Bruyne. Ține De Bruyne de minge. Hai, Varan, tată, bagă piciorul. Gerard Moreno, bine, Maguire aici. Un, doi, Bruno. Scăpăm pe contru. Și Junior deschide scorul din centrarea lui Sancho. Ce contraatac bun aici. Jadon Sancho centrează pe bara a doua. Junior. Cum să mă relatez aici. Da, deschidem scorul pe Etihad. Ce contraatac bun aici. Ce bine a așteptat și Sancho centrarea. Am vrut să atac prima oară. Însă după m-am retras pe bara a doua și am rămas singur el acolo. 5 goluri în Champions League în acest sezon pentru Junior. Avem 1-0 pe Etihad și avem prima șansă să ne calificăm în final acum. Mai sunt 30 de minute de foc pe Etihad. Probabil City acum va ieși cu totul la atac. Putem să profităm de spații lăsate în defensivă. Și sper eu să marcăm pe contră din nou golul 2. Excelent Mazraoui aici în fața lui Cancelo. Mazraoui. Nu am vrut să cer pas exact când mi-a dat drumul la pas Mazraoui. Și greșim aici. Putea fi un contraatac foarte important să nu reușim să profităm. Cum e Maru care de la margine pentru ei când omul lor a dat în minge în afară? Haide! Da! Haide, Junior! Reușim să-i furăm mingea aici lui Zinchenko. Nu, dar m-am dat într-o parte și degeaba. Tot am ieșit cu ea afară. Am vrut să accelerez aici. Hai, Mazraoui, puteai să intervii aici, prietene. Primește Grealish. Grealish. Grealish! Sper că s-a dus pe lângă. Ce bine a avansat aici Grealish. A lăsat-o de Hea, nu s-a dus foarte departe. Este Sancho. Nu s-a dus foarte departe șutul ăsta. E bine că s-a dus pe lângă. Primește Brun. Fred din nou. Maguire, Pedro Junior, Cristian. Haide bă, ce liber eram. Da, mă vede Bruno și încearcă o pasă aici pentru Junior. Cât de bine stă Ruben Dias. Haide bă. Dacă mă vedea acolo Cristiano, ce culoare aveam. Recuperează Junior. Brun. Creșește Bruno. De ce să scoți la margine la Mazraoui? De ce? Îi pui pe contraatac pe cei de la Man City. Accelerează Gerard Moreno în bandă. Moreno întoarce aici pentru Weghorst. Kappa. Se pare că a ieșit Zinchenko de acolo.
Hai să băgăm piciorul, Fernandinho pentru Grealish, blocăm, să rămâne Emilio la Grealish. Până la urmă, Fred, și suntem 3 contra 2 pe acest contraatac. Cristiano primește de la Junior. Cristiano! 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 Ronaldo! Da! Reușim, nu știu dacă s-a pus aici asistul. Dăm pasa decisivă până la urmă pentru Cristiano și uite 2-0, suntem în finala Champions League. Ce finalizare bună aici pentru Cristiano. Bară în vinclu. Nicio șansă pentru Ederson. Și este 2-0 în minutul 78. Da, s-a pus asist până la urmă această pasă. Cristiano. Centrează Cristiano, Pogba, Pogba pentru Junior, scoate din nou Ederson, foarte aproape de o dublă în această semifinală de Champions League, scoate din nou Ederson, excelent, Grealish, hai Mazraoui, era băiatul la lângă tine, trebuia să tragi un pic de tine, să faci picior. Centrare aici, recuperează Fred și avem din nou un contraatac periculos. Putem fi 3 contra 2 aici. Da, privește Bruno, Paul Pogba. Doamne, mă disperați când scoateți mingea asta la margine. Nu este liber pe zona centrală, voi scoateți mingea la margine. Oh, ce degajare greșită aici pentru Ruben Dias. Iese și Mazraoui. A intrat Hernandez, Cristiano Ronaldo pentru Junior. Accelerează Junior. Junior. Junior, șut slăbuță să sare mingea la Fred. Ce intervenție are Ederson aici. Se minutul 90. Suntem în finala Champions League la acest scor. Junior blocat aici. Junior! Junior! Face dubla Junior! Da! Dublă senzațională pentru Junior și asist în semifinala Champions League și ne calificăm în finală. Ce meci reușește Junior? 3-0 cu Man City la acest retur. Blocat aici în prima fază, sare mingea la gol. Găsește excelent pe Junior cu această pasă și finalizarea este perfectă sub transversală. Nici o șansă pentru Ederson de această dată. Ce meci! Dar deznodământ excelent pentru noi. Suntem în finala Champions League. Din nou reușim să câștigăm în fața celor de la City. Deja mă gândesc acum la următoarele două meciuri. Sunt două meciuri foarte, foarte grele de campionat. Două deplasări dificile. Nu prea avem timp să ne revenim până la meciul cu Brighton. Și match rating 10 dată. Două goluri, un asist, 13 km am alergat. Ce vrei mai mult de atât. Evoluție perfectă și câștigăm Man of the Match în cel mai important meci al sezonului până la momentul de față. Am dominat clar 11 șuturi pentru noi, doar 3 pentru Man City. S-a văzut clar calitatea noastră superioară acolo în ofensivă și vom întâlni Real Madrid în finala Champions League. Va fi o finală extrem de frumoasă, extrem de importantă pentru Junior. Probabil va juca contra viitorului său club. Da, îmi doresc ca la finalul acestui sezon să ne adăugăm pe lista de transferuri și să căutăm un transfer la Real Madrid. Ar fi senzație să urmăm același drum ca Cristiano. Oh, avem 6 puncte în momentul de față. Peste Man City, așadar ne putem odihni un pic la acest meci cu Brighton. Putem juca o repriză, sper eu să facem diferența în această primă repriză și să deschidem scorul destul de repede pentru a ieși la pauză.
Deja a jucat Man City și a câștigat, au venit la 3 puncte acolo de noi. Avem șansa să urcăm din nou la 6 puncte față de ei, să mărim din nou avantajul și să ne menținem acolo pe primul loc. Cu câte etape înainte de final? Parcă mai sunt 3 etape. Chiar nu mai știu câte etape mai sunt. Dar chiar nu contează asta, trebuie să câștigăm acest meci la Brighton. Probabil, în continuare, golgheterul Premier League, Ronaldo Junior. În continuare, suntem pe primul loc în clasamentul golgheterilor. Trebuie să ne menținem acolo până la final. Trebuie să menținem echipa pe primul loc în Premier League până la final. N-avem voie să pierdem acest prim loc, mai ales că nu mai sunt foarte multe meciuri de jucat. Avem un avans considerabil, trebuie doar să obținem 2-3 victorii consecutive și vom fi campioni. Accelerează Junior aici, Junior! Oh! Ce transversal aici, minutul 4. Ce ocazie, ce șut bun trimite Junior. Aici Sancho nu reușește să marcheze cu poarta goală. Ce ocazie! Ar fost perfect să intre acest șut la prima ocazie. Junior se duce peste. Două șuturi foarte frumoase, însă nu intră niciunul pe acest început de meci. Un pic de poltă, se ducea perfect acest șut, însă nu prindem poarta. Degajează Sanchez, Van de Beek greșește aici. Cea mai bună defensivă din Premier League, 29 de goluri primite în 34 de meciuri. Ah, 34 de meciuri înseamnă că ăsta e meciul 35. Deci, în afară de acesta, vor mai fi încă 3 meciuri, probabil. Dar avem nevoie de două victorii în următoarele două meciuri și vom putea să... Hai, Junior! Cât de slab s-a dus șutul ăsta. Da, vom putea să sărbătorim deja titlul după aceste două meciuri, dacă le vom câștiga cele două deplasări, aceasta de la Brighton și următoarea de pe Emirates cu Arsenal. Unu 0 pentru Brighton. Patrick Bamford deschide scorul. Practic la primul șut, da, cred că e primul șut pentru Brighton, prima ocazie. Diagonal aici, centrare în fața porții, Patrick Bamford, reluare din prima cu stângul de Gea, n-are nicio șansă. Și 1-0 pentru Brighton, minutul 15. După două ocazii, sau chiar trei ocazii mari ale lui Junior, Bamford are nevoie de un singur șut și deschide scorul. Junior pentru Cristiano, reprimește Junior. Oh, ce intervenție aici a lui Lamptey. Van de Beek joacă aici lung, Cristiano, însă nu aveam nicio șansă să câștig duelul ăsta la cap. Nu este punctul meu forte. Haide, din nou primim mingea pe sus. Din nou blochează Lamptey. Haide, mă, în mine intră aici pasele. Excelent, Mazraoui. Brun. Junior! Scoate din nou Sanchez. Da, nu suntem în zi de șut astăzi. Nu reușim să înscriem din situații destul de bune. Dunk. Joacă lung aici, atent, Hernandez recuperează Van de Beek Junior pentru Cristiano. Reprimește Junior, mai departe pentru Bruno, prea tare pas aici, n-ajunge Bruno la minge. Pă bune, pă bune. Am vrut de data asta, am vrut să dau un assist. Prea tare. Nu ne intră nimic deocamdată.
Aici n-am înțeles de ce m-am băgat eu când era mingea pentru Bruno. De la Cruz recuperează Bruno. Busquets. Din nou Busquets, Bruno. Dar jucăm și noi înainte, nu mai înapoi, nu mai înapoi. Recuperează aici Cristiano Junior pentru Ronaldo. Bruno. Nu vrea să mă vadă Bruno aici, spate mingea la Mazraoui. Fost offside. Fost offside, Bruno, tată, că ești peribil. Din păcate, planul nostru este total dat peste cap. Suntem conduși la Brighton și nu să putem să ieșim la pauză, așa cum ne propusesem. Din nou, 1-2. Un 2 Ronaldo cu Junior și Junior marchează de data asta. Reușim să egalăm. Hai să încercăm să marcăm golul 2 până în pauză. Ce bine pasează aici Cristiano. N-a mai pasat în fundaj de data asta. 1-1, minutul 37, mai sunt 8 minute până în pauză. Hai să vedem dacă reușim să marcăm golul 2 până în pauză. Junior joacă în centru pentru Bruno. Cristiano. Cristiano pentru Jadon Sancho. Uite, bă, am încercat din nou să îi dau asist lui Bruno. Din nou pasa se duce greșit. Hai să băgăm piciorul Busquets, da, recuperăm. Bruno. Întoarce aici pentru Busquets, Cristiano Junior. Ce intrare aici! Ce intrare aici! Mă dă galben, prieten, s-a dus direct pe picior, n-a avut nicio treabă cu... Execută Cristiano. Doamne, cât de slab! Cât de slab a putut să trimită! Degajează Sanchez, nu-i dăm aici. Nu dăm noi aici. Recuperăm însă, sare mingea la Lamptey. Ce diagonală bună aici, ce diagonală bună aici. Fața porții! Aceeași fază, mă. Diagonală, scoate mingea în fața porții și marchează gros de data asta. Ce diagonală bună, da, băiatul ăla, ești nebun. Centrare excelentă. Varan aici îngenunchează în fața adversarului. Prea ușor, bă, prea ușor, bă, prea ușor. În ritmul ăsta ne batem joc. Ne batem joc în ritmul ăsta și putem să pierdem chiar campionat. E incredibil, ce apărare dezastroasă avem. Da, două șuturi, a avut Brighton două goluri, noi am avut 7 șuturi, doar un gol. Incredibil, ce apărare penibilă avem la meciul ăsta de la Brighton. Și din păcate nu putem ieși la pauză așa cum ne propusesem, va trebui să mai jucăm, eu știu, până în momentul 70. Junior. Hai, bă, prietene, am vrut să-mi fac pe dreptul aici, să mă las la colțul lung. A venit băiatul ăla din linia a doua și m-a blocat. Din spate, de fapt, a venit. E unul dintre meciurile în care nu le iese nimic. Orice încercăm, pare că nu ne iese. Dar adversarului chiar le iese tot. Junior. Se întoarce aici Junior și accelerează. Junior! Junior! Se duce peste din nou șut. Poziție din nou perfectă. Aici portarul îngenunchează, dar se duce peste șut. 6 șuturi pentru Junior. Nu reușit să nimerim poarta. Asta e problema noastră în meciul ăsta.
Junior pentru Cristiano. Reprimește Junior. Junior! Uite, bă, băiatule, bă! Dă-o! N-ai cum. Ai cum așa ceva, să nu poți să prinzi poarta din nou, poziție excelentă. Asta e. Până la urmă, avem ce să facem. Trebuie să jucăm în continuare. Scorul nu ne permite să ieșim, nu ne permitem să pierdem meciul ăsta cu atât mai mult. Prin de aici Sanchez destul de ușor. Greșește Sanchez, blocat din nou de Lamptey Junior. Doamne, e peste tot acest Lamptey. M-am mâncat de viu Lamptey astăzi. N-am putut să fac nimic de el, ești nebun. Joci perfect cu Man City, bați 3-0 pe Man City, pe bune. Și după vine Brighton și îți dă cu trenul în cap. Hai băi Bruno, bă, bagă piciorul ca lumea. Practic te-a invitat băiatul ăla să-i furi mingea și tu nu bași piciorul cum trebuie. Cristian primește Junior. Junior pentru Cristiano. Cristiano! Asist Cristiano. Înscrie pentru 2-2. Asist pentru Junior. A, se întoarce roata de la primul gol. La primul gol asist Cristiano, marchează Junior, de asta asist Junior, marchează Cristiano și a ieșit Cristiano de pe teren. Era bine dacă am fi putut să ieșim și noi, dar scorul nu ne permite deocamdată. Întoarce Junior aici pentru Masraui, reprimește Junior. Junior joacă aici spatele apărării pentru Bruno, însă din nou pasă direct la adversar. Stamina este foarte scăzută. Dacă marchează ăștia iar cu altele atac. Bine, mă, bine, mă, piciorul aici. A avut două atacuri, două contraatacuri Brighton, marcat de două. Bă, dar de câte ori șutează ăla, mă, de câte ori sare mingea la el. Maguire. Fă ceva. Găsește o pas. Van de Beek. Pogba pentru Cavani. Alo, Cavani, bă, băiatule, bă. Respinge aici Maguire. Hernandez, Cavani pentru Junior, Brun. Van de Beek. Scoate la margine pentru Sancho. Se pare că mi-a schimbat poziția. Sancho apare în dreapta. Sancho pentru Bruno. Trimite pe lângă aici Bruno. Da, mi-a schimbat poziția. M-a schimbat în stânga și l-a mutat pe Sancho în dreapta. Van de Beek pentru Junior. Privește Cavani. Cavani. Bruno. Accelerează Junior. N-avea cum să treacă șutul ăsta. Nu știu de ce am încercat. Minutul 86. Cred că e ultima fază. Recuperează Junior aici. Van de Beek. Junior. Primește de la Maguire. Se întoarce Junior. Da, e unul din meciurile alea în care nu ne-a ieșit atât. Nu ne-a ieșit. Am avut din nou 7-8 șuturi. Am avut... Ba, n-am prins poarta. Ba, bă, a scos portarul. Ba, bă, da. Nu ne-a ieșit deloc. Îl privește Junior. Caută centrul Junior. Hai te, bă, dă-i drumul mai repede, bă. Bine pasele, Cavani scoate pentru Junior. Junior.
pentru Cavani. Pogba. Giroud. Exact când vreau să mă las. Exact când vreau să mă las un dușit la colțul lung. Dar, din păcate, ne încurcăm la Brighton doar 2-2. E bine că scoatem un punct până la urmă. Puteam chiar să pierdem meciul ăsta și puteam să pierdem 3 puncte importante. Până la urmă am pierdut 2. 13 șuturi am avut noi, 4 Brighton, se termină 2-2. Pierdem 2 puncte importante, se apropie City la 4 puncte de noi, cu 3 etape înainte de final. Și ne așteaptă un meci foarte, foarte dificil. Avem meci cu Arsenal, meci în deplasare. Da, nu curge exact cum ne-am fi propus noi acest episod. Din păcate, a trebuit să jucăm tot meciul la Brighton. Nu știu cât vom duce la meciul ăsta pe Emirates cu Arsenal. Din păcate, cred că va trebui să ieșim undeva la pauză. Hai să vedem cum stăm cu stamina, să vedem dacă ducem măcar o repriză. Ne așteaptă la numai 3 zile, vom avea din nou meci cu Man City, un nou trofeu în joc, Emirates Cup. Din nou Cristiano și el titular acolo în față, Bruno și el titular. Are o stamina undeva la 60%, cred. Foarte, foarte puțin. Vește Cristiano și se întoarce aici cu omul în spate, Fred, pentru Bruno Junior. Deschidem scorul la prima fază pe Emirates. De ce n-am marcat și cu Brighton la prima fază? Ar fi fost senzațional. Probabil vom ieși la pauză la meciul ăsta cu Arsenal și probabil că scorul ne va permite să ieșim la pauză. Ce bine accelerează aici Bruno de prima pentru Cristiano Ronaldo Junior. Se întoarce Junior cu fața la poartă și finalizează excelent. Nicio șansă pentru Lev. Da, minutul 4, 1-0. Cât de simplu. Cât de simplu e fotbalul atunci când îl joci cum trebuie. Dacă ar juca și apărarea noastră ceva astăzi, probabil ne vom impune fără probleme. Busquets pentru Bruno. Clar, trebuie să încercăm să marcăm cât mai mult până în pauză. Trebuie să avem un avans destul de considerabil pentru a ieși liniștiți la pauză. Bruno. Cat aici de Mbabu Junior. Odegaard de joacă lung, atent Vara. Vedem aici de la cap Pablo Mari pentru Thomas Partey. White blocat aici. Surprinzător, Ben White e folosit la închidere. Bruno îl vede bine aici pe Junior, nu avem pe nimeni în fața porții, centrează Junior, pierde aici duelul la cap. A Witzel folosit fundaș dreapta, Ben White folosit mijlocaș defensiv, foarte ciudat. Bruno pentru Junior, greșește Junior, recuperăm însă Partey. Odegaard întoarce aici pentru Saka. Greșește însă Saka. Primește Junior. Mai departe pentru Mastraui. Bruno. Cristian. Bruno pentru Fred. Avansează Fred. Cristian. Bruno. Îl vede bine aici Bruno pe Junior. Scoate însă Leno. Trebuia să încerc o scăriță, trebuia să încerc o execuție finuță aici. Însă șutul în forță nu e ce trebuie. Martinelli. Întoarce aici Martinelli pentru Witzel.
Ben White, Odegaard, recuperăm prin Alex Telles. Apare că apărarea este mult mai în vână astăzi față de meciul cu Brighton. Bagă fundașii noștri, bagă materiale și se vede acest lucru. Busquets pentru Junior, primește Cristiano. Bruno Junior. Ce intrare a lui Mbabu. Se pare că a fost regulamentară, da? Cristiano pentru Junior, pleacă aici și privește Bruno, primește Junior. Junior, de ce nu dau și mai departe cu Cristiano? Bă, băiatule, am turbat pe șuturile astea. Am turbat pe șuturile astea, dar e poziție perfectă, zona centrală aici. Dăm penibil, șut penibil. Bine, probabil că stamina își spune cuvântul, faptul că nu ai full stamina și execuția este probabil mult mai grea, mult mai dificilă. Întoarce bine aici Junior, Cristiano pentru Bruno, Bruno din prima pentru Junior, 2-0, minutul 33. Junior marchează o dublă pe Emirates. Mă mir că a intrat șutul ăsta aici. Like, subscribe, comment. Asta zice Junior. Ce finalizare bună aici. Match mult mai bun. Match mult mai bun pe Emirates. Se vede și pe tabelă la acest lucru. Altceva din partea coechipierilor în primul rând. Haide, da, recuperăm până la urmă. După ce greșise Junior. Alex Telles. Primește Junior. Ce intervenția lui Ben White aici. Până m-am întors eu, până m-am decis ce să fac, m-a luat pe sus. Primește Junior. Cristiano! Ce minge scoate Ramsdale. A crezut că e Leno partea de Ramsdale. Haide, Fred! Se întoarce. Vardy! Ce transfer surprinzător pentru Arsenal. Jamie Vardy. Când îl ai pe Auba și la Cazet, probabil i-a vândut pe cei doi și de-aia. Primește din nou Junior. Junior! Hat-trick! Hat-trick al lui Junior pe Emirates. Dacă nu mă înșel, cred că e al doilea hat-trick în acest sezon pentru Junior. Nu știu dacă am marcat mai mult, ar trebui să fie al doilea hat-trick. Iese de data asta cu cârf, colțul lung aproape de vincul și putem să ieșim liniștiți la pauză. Minutul 43, 3-0 pentru Man United. Ce sezon reușește Junior? Da, suntem în finala Champions League. Ne menținem în continuare pe primul loc în Premier League. Vom juca din nou o cupă, o finală de cupă. Aici am ținut prea mult de minge și pierdem. Jucăm din nou, dar o finală de cupă, FA Cup. Da, bă, 3-0, minutul 4, 34 și 43, 4-4-4, hat-trick extraordinar al lui Junior pe Emirates. Hai să cerem schimbarea și ne odihnim un pic aici pentru finala cupei. Standing ovation pentru Junior, intră Paul Pogba. Nota 10, deja 7 km alergați. 13 pase, 3 goluri pentru Junior. Sper acum să nu se încurce băieții ăștia. 3-1. Câștigă City 2-0 cu Watford și rămân acolo în spatele nostru la 4 puncte cei de la City. A sărbătoare mare în vestiarul celor de la Man United. Jadon Sancho ne arată câteva scheme de dans.
Toată lumea e fericită, dar unde e Junior? Vreau să-l văd cu trofeul Man of the Match în mână. Ah, vine și Junior, are mingea în mână, dar unde e trofeul Man of the Match? Ăla e cel mai important. Da, primim felicitări de la Bruno. Jadon Sancho și el acolo lângă Junior. Fuh. Deja aveam morcovelul, ești nebun, după ce nu reușești să câștigi la Brighton, mă gândeam că vom avea un meci foarte, foarte dificil, dar până la urmă a fost un meci foarte, foarte ușor pe Emirates. Și mergem cu un moral destul de bun, din nou, nu avem cel mai bun, nu stăm cel mai bine fizic. Stamina suferă din nou la meciul ăsta cu City și probabil din nou va trebui să ieșim, eu știu, în momentul 60-70. Nu știu dacă ne va permite și scorul, dar vedem cum va curge acest meci. Din nou probabil va fi foarte, foarte echilibrat. Ne mai așteaptă 3 meciuri grele sau? Nu, încă 2 meciuri cred că mai sunt în campionat. Da, mai sunt 2 meciuri de jucat în campionat. Avem cu Chelsea și probabil dacă vom câștiga meciul ăla cu Chelsea, suntem campioni. Avem nevoie de o victorie în ultimele două etape pentru a ieși campioni. Dar până atunci, hai să ne gândim la meciul ăsta cu Man City. O nouă finală pentru noi, un nou trofeu pus în joc. Așadar, putem aduce al doilea trofeu din acest sezon pentru Man U, pentru Junior, Emirates FA Cup. Poate fi al doilea trofeu din vitrina lui Junior din acest sezon. Ar fi senzație să reușim quadrupla, să câștigăm toate trofeele. Dar să fiu sincer, Premier League este foarte aproape, deci cumva avem deja două trofee în traistă. Hai să le aducem pe al treilea și vedem finala Champions League cu Real dacă vom reuși să câștigăm meciul la finala de Champions League. Mergem pe Wembley și dar revenim pe Wembley pentru această finală FA Cup cu Man City, un nou derby de Manchester. Pasează aici pentru Lucas Vazquez în dreapta. Lucas Vazquez scapă mingea în afară. Teo Hernandez pentru Fred. Bru. Numește aici Junior, Cristiano, 1-2 cu Junior. Cristiano Busquets. Numește Junior, pleacă aici Cristiano. Cristiano, ce ocazie! Masraui! Pentru Busquets. Greșește până la urmă Masraui aici. Ce ocazie ratează Cristiano, acel drept. S-a dus mingea un pic cam în față aici. Da, foarte tare a fost pasa și nu ajunge Cristiano să finalizeze cum trebuie. Întoarce aici Wakeforst pentru Kappa. De Bruyne! E 1-0 pentru City. Cum e fotbalul ăsta? Avem noi ocazie să deschidem scorul. Scoate Ederson. City pe contraatac. 1-0. Dar din nou apărarea vraiște. Era singurel acolo Bernardo Silva. Minutul 10, 1-0 pentru City. Și acum avem de tras să revenim în meci. Aute pe Busquets, dă direct la adversar. Băi, Busquets, tată. Ce-a fost asta, măi, nebunule? De Bruyne. Se întoarce aici, pasează pentru Rodri. Bernardo Silva pentru Weghorst. Bernardo Silva prinde de el. Maguire. Sergio Busquets, Maguire, Fred, Bruno. Numește Junior. Mazraoui, Cristiano. Greșește Bruno aici pasa.
Găsisem un culoar destul de bun în zona centrală acolo, însă nu reușește pasa Bruno. De Bruyne în zona centrală, bagă piciorul Fred, sare mingea la Foden, Bernardo Silva, Foden. Cum am intrat în mingea asta? Băi, De Gea, bă, ce faci, bă, în poarta aia, bă, băiatule, bă. Era prea frumos să câștigăm toate trofeele în această sezon. Uite ce se întâmplă aici, ce se întâmplă aici, bă, băiatule. N-am înțeles. Uite, pe auto, ce gol pe ei. Sare mingea de 7 ori la ei. După aia aici, ăsta a vrut să facă preluare, mă, Teo Hernandez, dacă îți vine să crezi la șutul ăsta. Bă, a vrut să facă preluare, mă, și adevărat. Cum poți să-i pui, mă, lui Foden în golul ăsta, mă, când a fost preluarea lui Teo Hernandez în poarta noastră. 2-0 minutul 20. A, trec 10 minute și City marchează. 10 minute City marchează. Super. Superb debut de partidă. Practic, nu știu de ce ne-am prezentat la acest meci. În special apărarea, nu înțeleg de ce s-a prezentat la acest meci. E o reintrare. Hai de Cristiano, tata, dă-i bine și tu la port. Celează aici Junior. Toace aici pentru Fred. Brun. Băi, Busquets cu călcâiele tale. E 2-0 pentru adversar. Noi jucăm la călcâie. Noi jucăm la călcâie aici, nu? Dacă capa pe contra aici, capa vaza porții, blechează mă voi. Trebuie să marcăm foarte, foarte repede. Avem nevoie de un gol. Aia să fie 3-0. Scoate de he aici. Bernardo blocat aici de Hernandez și putem pleca pe contră. Ia uite-l pe Bruno, bă! Băi, Bruno, bă! Ce e cu tine, bă, băiatule, bă? Doamne, avem și noi că posibilitate de contră. Bruno a dat direct la adversar, mâine, bă. De ce n-am cerut eu pas acolo pe culoare? Trebuia să cer pas, eram singur, singur. Junior pentru Cristian. Aolo, Cristiano, nu mă vezi, nu mă vezi. Junior în fața porții! Păi, nu sunt normal. De ce să marcheze Cristiano? N-are voie aici, nu? Joao Cancelo pentru Lucas Vazquez, Foden, Bernardo Silva pentru Weghorst. Curge bine atacul Lucas Vazquez, este offside. Hai să marcăm măcar un gol până în pauză, să revenim și noi în meci. Zic. Haide, bă, deviază Cristiano aici, însă nu ajunge mingea la Junior. Bernardo Silva. Bernardo Silva, Weghorst. Întoarce Weghorst aici pentru Kappa. Bernard. Rodri. Kappa. Trece Kappa aici de Mazraoui. Mazraoui e în pom. Din nou Kappa. Întoarce aici pentru Rodri. Haide Busquets, haide Busquets, bagă piciorul. Haide Fred! Doamne, cât suntem de penibili, băi, băiatule, bă. A defensiva pare că joacă un meci nou. Așa pare că funcționează defensiva noastră. Hai pe contră. Era asta, mă, când eu eram 1 la 1 cu fundașul adversă. Bine, ce drept, mai era o grămadă până la poartă, dar cum să fluier, mă, finalul când noi putem să marcăm? Da, 2-0 la pauză pentru Man City. Practic putem spune adio trofeului FA Cup. Nu știu dacă mai putem să revenim noi în meci. Nu ne iese nimic. Apărarea este varză.
Cristiano și Bruno dau numai pase la adversari. City pasează extraordinar, uite un pas din prima, tiki-taka Man City. João Cancelo blocat aici, Jadon Sancho. Bruno pentru... Junior pentru Fred. Haide, băi, Bruno, bă! Mamă, mamă, mamă! Junior pentru Cristiano. Primește aici Junior. Hei! Da, obține penalti. Dă-i, bă, galben, bă, prietene, băi, așa, bă, al șaptelea fault al lui Laport, bă, băiatule, dă-i galben. Mi se pare că mai avea unul. Ei, dacă nici ăsta nu e galben, cine a avut nicio treabă cu minge aici, nebun? Hai, Cristiano, tată. Le adune în meci. Chestie incredibil așa ceva. Incredibil așa ceva, mă, dacă nu ți iese nimic, nu ți iese nimic, bă, băiatule, aici, nebun. Du-te, voi, Cristiano, la oi. Du-te, bă, băiatule, du-te la capre, bă, băiatule, bă. Doamne, 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 să nu marchez din penalt. Ia uite și pe Mazraoui. Junior. Cristiano să se ducă. Să se ducă Cristiano. Lasă-ne, tată. Era 2-2 acum. Nu te pot vedea tu, nu să ratezi pe înalt. Ce bine s-a demarcat aici Junior. Bună și finalizare. Ha, mai avem 30 de minute acum să căutăm egalare. De Bruy scoate la margine pentru Weghorst. Cedează Weghorst aici. Mazraoui era depășit, deci nu a avut noroc aici și mingea în afară. Maguire, Pogba, din nou Pogba. Pogba, trebuie să jucăm înainte, tată, suntem conduși. Da, Mazraoui. Haide! Recuperăm. Ce s-a întâmplat aici? Nu înțeleg. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Ce tu m-aș pe urmă că am dat două liniuțe, bă, băiatule, bă. Da, uite, la porta are galben, bă, și nu i-a dat, bă, n-a vrut, bă, să-i dea la penalti al doilea galben, bă. Îi dăteai al doilea galben și aveam și noi șanse mai mari să revenim în meci. Să nu dai galben, mă, la penalti, mă. Dacă era la noi, nici nu stătea la discuție aici, nevoie. Al doilea galben, eliminare direct. Bun, pentru Cavani, a ieșit Cristiano. Mazraoui. Doar ce aici, Mazraoui pentru Junior, primește Edison Cavani. Ah, eram în offside oricum, bine că n-a intrat pas. Sancho. Nu cerusem aici pasă de la Cavani, nu mă așteptam să mi-o dea din prima Cavani. Ce culoare aveam, puteam să scap singur cu Ederson. Da, bine aici Junior, recuperează Mazraoui. Avansează Mazraoui. Junior. Cavani. Luat pe sus Cavani aici. Junior. Te bă, reușise să trec acolo de primul, a băgat piciorul al treilea. Fundaș.
Hai să băgăm piciorul, hai să băgăm piciorul. Hai te bă, minutul 83. Nu mai e timp din păcate. Nu mai e timp, City ține bine de minge. Aolo, de ce te-ai grăbit, mă, Goyer, să dai direct la adversar? Paul, Junior pentru Cavani. Așteaptă-ne, Cavani, așteaptă un pic, tate. Nu! Ce greșeală am făcut aici? De ce am cerut eu pasă? Treia să aștept că îmi dumneavoastră tuse. Da! Minutul 89, Junior aduce egalarea. Minutul 90. Da, bă! Incredibil. Ce meci! Ce meci! Ce bine intră pasa lui Sancho aici. Din nou cu stângul Junior. Îl scrie. Și revenim în meci. Avem șansa să câștigăm din nou FA Cup. Ce meci e dramatic. Minutul 90, Junior egalează. După ce mai devreme greșisem, scăpasem singur cu portarul, am cerut pase, de fapt. Și am anulat, practic, o situație foarte, foarte bună. O scapă de Bruyne aici, de Bruyne centrează. De unde corner, bă, băiatule? De unde mă corner când băiatul ăla a dat în el? Acum fluier imediat finalul normal, când ajunge imediat la noi. Aolo, ce-i facem, băi, Varan? Băi, Maguire, bă, ce le facem, bă, băiatule? Gündogan, Varan, dă în ea. Să mergem la penaltiuri sau vor fi prelungiri? Sper penaltiuri, pentru că nu știu dacă mai putem să mai adregăm în prelungiri. Hai să vedem. Ah, nu, prelungiri. Haide, asta e. Trebuie să mai jucăm încă 30 de minute. Probabil, da, nu vom mai juca meciul ăla cu Chelsea. Sau probabil îl vom pierde meciul ăla cu Chelsea, pentru că toată echipa probabil va fi în genunchi. Primește Weghorst. Cap. Haide, Tevez, de ce n-ai băgat piciorul aici? Bine, Pogba, Tevez. A ieșit Mazraoui și a intrat Tevez aici în bandă. Paul Pogba vede aici pe Junior în bandă. Caută centrul terenului Junior. Am sperat aici că... Aolo! Da, Varan. Am sperat aici că voi avea un culoar de șut, însă la port m-a aștepta ca pe pâine caldă să mă ia pe sus. Paul Pogba scoate mingea la margine aici pentru Tevez. Junior. Junior, Paul Pogba. Greșește Van de Beek. Din nou contraatac pentru Man City. Weghorst întoarce aici pentru Kappa. Reprimește Weghorst. Hai să băgă piciorul, hai să băgă piciorul. Kappa. Cerează Kappa de Bruyne. Aolo, am văzut un pincul. Ce ocazie ratează aici de Bruyne cu stângul, dă peste. Mulțumim, Kevin, tată. Mulțumim, Kevin, pentru această ratare. Am văzut mingea asta în vincul. Se termină prima repriză, da, ocazie imensă pentru Man City. Ne face 3-2. Foarte echilibrat meciul, 7 șuturi ei, 7 șuturi noi, 50% posesie noi, 50% posesie ei. Intră Grealish.
La noi nu mai schimbă nimic, mă, Solcher. Solcher, că te mai bagă și tu ceva prospețime. O bună pasă asta lui Van de Beek. Junior. Câștigă aici duelul cu Ander Kappa. Junior. Junior! Încă o dată, Junior! Scoate Ederson. 6 șuturi și în acest meci pentru Junior. Ce drept am reușit o dublă. Da, bună! Haide, bă! Ah, ce bine a stat Rubén Dias. Am avut un culoar acolo, am crezut că voi putea să-l depășesc, însă n-am reușit. Jadon Sancho. Haide, bă, dă-i colțul lung și ne pupăm. Am dat colțul lung, dar n-am prins port. Ce ocazie aici. Ce ocazie. Puteam să facem din nou hat-trick-uri. Haide, Sancho. Da, recuperează Sancho. Centrează Sancho, însă e blocat aici. Avem corner. Bruno centrează. Respingă. E de la Messi. Nu iese pasa aici. De ce am cerut eu pasă? De ce am cerut eu pasă? Lucas Vázquez, Pedro Rodri, Gundogan joacă aici în lung de linie pentru Cancelo. Joao Cancelo. Gundogan. Oh, De Bruyne. De Bruyne scoate De Gea. Și-a pus ratare, sper. Cam așa arată. Oh, a lovit bara aici. Incredibil ratarea lui Gerard Moreno. Exact înainte de final. Aolo, stamina noastră este aproape de 0. Și se termină 2-2. Ajungem la penalturi. Loterie, tac. Ajungem la loterie. Hai să vedem dacă Junior va fi ales să execute. Ce meci. Ce meci. În care va fi mai inspirat Solskjaer sau Pep. Hai de hatat. De Gea. Am ținut în partea aia, însă nu mă ascultă De Gea. Bruno. E ce execuție, Bruno. Scăriță la vic. Tot în dreapta, tot în dreapta ta. Bine De Gea, bine De Gea. S-a dus în stânga și scoate. Hai ca bani. Cum să dai atât de prost? Haide, hai, tata, scoate mâna. Da, De Gea, hai bă să marcăm, hai să marcăm, hai Alex, tata. Bine! Avem avantaj 2-1. Haide, hai, dreapta ta. Se duce peste, da, hai să marcăm și putem să ne bucurăm. Da, Junior n-apucă să șuteze. Putem să câștigăm trofeul, hai Paul, tata. Petru, ia ce faci, mă, dansezi? Da! O ducem FA Cup la Manchester United. Pentru că mai e și City din Polona. Paul Pogba marchează golul decisiv. Am contribuit și noi destul de mult la această victorie, la acest trofeu. Practic se revii de la 0-2. O dublă a lui Junior în repriza a doua, 61 și minutul 90. Ne duce la penaltiuri și la penaltiuri a reușit să reimpunem. Al doilea trofeu pentru Junior din acest sezon. Și e bucurie în partea roșie a Manchesterului. Ce meci, ce meci greu. Da, am sacrificat meciul cu Chelsea. Probabil meciul ăla cu Chelsea îl vom pierde în toate pozițiile. N-avem nicio șansă a noi să câștigăm meciul ăla cu Chelsea în campionat. Vom fi decimați
Sunt doar două sau trei zile până la următorul meci, după ce am jucat 120 de minute cu City în FA Cup. Va fi imposibil, dar vom încerca. Avem nevoie de o victorie în Premier League și suntem campioni. Da. Unde e Junior? Unde e Junior? Că nu-l văd. A, uite-l mă acolo, uite-i fereză în spate. E acolo cu Jadon Sancho, pare că sunt prieteni la Catarama. Peste tot Jadon Sancho este lângă pe Junior. Și ne bucurăm de un trofeu. Are el foarte important, dar e un trofeu. Aducem al doilea trofeu din acest sezon. Un trofeu bine meritat. Foarte, foarte muncit acest trofeu. Revii de la 0-2 și să câștigi la penaltiuri. E dificil, e foarte dificil. Mai ales în Cristiano Tanzito, ratează penalti obținută de Junior. A, un meci superb reușit de Junior. Foarte aproape de Hedrick la un moment dat. Până la urmă s-a terminat 3-3. Man United Winners of FA Cup. Aducem al doilea trofeu din acest sezon. Aducem a doua cupă. Nota 10 din nou pentru Junior. Probabil, sigur, Man of the Match din nou Junior. Hai să vedem, ne bucurăm un pic și la vestiare cu trofeul. Sau... Da, reușim să ne impunem la penaltiuri. Ce victorii! Da, câteva momente, da, Cristiano se bucură și el acolo. În locul lui nu m-aș bucura. În locul lui nu m-aș bucura că ratezi penalti, ieși minutul 60 la 0-2. Dar nu m-aș bucura. Bine, m-aș bucura pentru Junior. Dar pentru ce a jucat el, na, na. Ce final de episod reușim astăzi. O victorie superbă la penaltiuri și aducem un nou trofeu în vitrină. Continuăm excelent acest sezon și episodul următor ne vom putea bucura de titlul în Premier League, dar vom avea și finala Champions League, dar vor fi trei meciuri super interesante. Am avut 3 zile de pauză la meciul cu Chelsea. E bine că o să avem 5 zile de pauză până la finala Champions League și avem timp să ne revenim. Da, rezultate bune astăzi. Am reușit 3 victorii și un egal. 3-0 cu City în semifinala Champions League și ne-am calificat în finala Champions League. Doar 2-2 la Brighton. Da, nu știu ce s-a întâmplat la meciul ăla. După ce faci un meci perfect cu City, vii și te încurci la Brighton. Câștigăm 3-1 pe Emirates. Hattrick Junior. Câștigăm Emirates FA Cup și avem un episod excelent. Da, punem punct aici episodului de astăzi. Unul senzațional, unul perfect pentru Junior. Meciuri memorabile, un nou trofeu în vitrină pentru Junior și privim cu încredere spre viitoarele meciuri și sper eu să reușim să aducem toate cele 4 trofee în acest sezon, să reușim să câștigăm și Champions League și Premier League în episodul următor. Pune punct aici, prieteni, mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, vă abuba!